Postul Crăciunului durează 6 săptămâni. Perioada de post începe miercuri 15 noiembrie și ține până în 24 decembrie inclusiv. Este important să ținem orice post, dar postul adevărat este nu numai să nu mâncăm mâncare de dulce, ci să nu mâncăm pe fratele nostru, în sensul să nu fim răi. Că atunci când ne jurăm, când ne dușmănim, când ne bârfim, când ne judecăm, când ne răzbunăm și facem altele asemenea, stricăm frumosul, stricăm binele și atunci este de fapt lipsa postului. Postul adevărat este atunci când ne abținem de la a face rele. Postul adevărat este să nu mâncăm nimic, dacă să gândim sănătos, adică negru sau aproape negru, adică mâncăm nimic sau aproape nimic o dată pe zi. Acum că noi mâncăm fasole, pilaf și ciuperci sote și alte asemenea, vinete și zacuscă, sigur, e o formă de post, dar este un post mai, să spun așa, mai mărunțel, în sensul că te abții doar de la mâncare de dulce. Ei, postul adevărat este să nu mănânci nimic sau aproape nimic, dar, repet, împletit cu postul de păcate. Adică toată viața ar trebui să ținem postul de păcate, în sensul că dacă a trecut sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea Sfintelor Paști, nu dăm drumul la păcate. În sensul că acesta ne trebuie să ținem post permanent. Cetățenii spun că postul este benefic atât pentru organism, cât și pentru a renaște spiritual. Postul l-am ținut de câteva ori și postul Paștelui și postul Crăciunului am ținut, dar nu întotdeauna, deci nu în toți anii. Este benefic pentru sănătate? Da, este benefic pentru sănătate, curăță organismul, curăță și sufletul. Dar cred că e mai important să ții post de vorbe rele, să ții post în suflet, așa, cred că asta e mai important decât ce bagi în gură. Cred că e mai important ce scoți pe gură. Și da. Post? Da, țin post. Țin post, v-am spus. Anul ăsta chiar încerc. Și doar miercurea și vinerea sau tot? Miercurea și vinerea rar. Dar când e postul Crăciunului și Paștelui, de obicei țin. De obicei. Țin tot postul sau miercurea și vinerea. Depinde de starea mea, v-am zis. Deci este important să ținem postul și pe lângă postul alimentelor, să ținem și postul vorbelor. Postul vorbelor, postul din suflet. Știți cum este? Dacă ai sufletul curat, ai și stomacul curat. Știți? E mai important ce scoți pe gură decât ce bagi în gură. Este. Eu, ce se întâmplă? La biserică merg în fiecare duminică, așa? Și noi, cum suntem mai în vârstă, ni s-a spus că bătrânii pot să mai mănânce. Eu, miercurea și vinerea, întotdeauna țin post, nu mănânc carne. Lapte, brânză, ouă, mai mănânc, da? De ce trebuie să postim? Păi, pentru sănătatea noastră și sufletească și tot ceea ce simțim ca oameni, că parcă te simți mult mai ușurat, mai altfel, că nu există, să știți, altă mângâiere, eu cel puțin așa o văd, mângâiere sufletească și asta Dumnezeu de ajutor la toată lumea, că copiii care trebuie să te gândești la ei, eu am copiii plecați departe și băiatul meu ține la fel post, miercurea, vinerea și postul ăsta de cel puțin măcar ultima săptămână din Crăciun, puteți să țineți, adică tot, ca să-ți fie și să vă puteți împărtăși. Postul Crăciunului nu este atât de strict precum cel al Paștelui. Astfel, postul Crăciunului are mai multe zile de dezlegare la pește, ulei și vin.